Deci, până la urmă, putem spune că este un mit acest lucru, caloriile negative, da? Este o vrăjeală, până la urmă, a doctorilor și a nutriționiștilor pentru a-i face pe pacienții lor, pe oamenii care apelează la ei, să mănânce mai multe fructe și legume. Le induc așa, îi mint un pic, știți, la modul că, domne, dacă mănânci salată, dacă mănânci, nu știu, roșii, castraveți, acestea au X calorii și, de fapt, sunt calorii negative. De fapt, e un mare bullshit, pentru că și roșiile au 18 calorii pe 100 de grame, castraveții au vreo 12 calorii pe 100 de grame, da? Deci toate lucrurile acestea se adună până la urmă la necesarul nostru caloric zilnic. Și noi când slăbim trebuie să fim într-un deficit caloric destul de mic și controlat, da? Nu mâncăm nimic. Așadar, dacă roșiile, castraveții au 12 calorii, 18 calorii, ce facem? Astea nu le adunăm când facem necesarul caloric sau ce? Sau, de fapt, nu că le adunăm, scădem, de fapt, pentru că au calorii negative. Păi vă dați seama ce aberație, dar până la urmă, toate chestiile astea sunt pentru a face oamenii să mănânce mai multe fructe, mai multe legume, pentru că sunt sănătoase, pentru că sunt bogate în apă, pentru că au puține calorii și astfel poți să slăbești și să fii sănătos. Și fără să-ți fie foame, pentru că poți mânca foarte multe fructe și legume până ți atingi tu necesarul de 1500-2000 de calorii pe zi. Și vei fi plin și nu vei face foame. Și vei avea și nutrienți de calitate în organism. Și vei fi și hidratat, pentru că au foarte multă apă.